De săptămâna viitoare, magazinul Case de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Roman va începe să livreze cumpărături la domiciliu. Magazinul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor va livra marfă la domiciliu romașcanilor începând de săptămâna viitoare. Pentru comenzile la domiciliu, instituția va pune la dispoziția doritorilor un număr de telefon care poate fi apelat de romașcanii care doresc să primească acasă produsele solicitate. Ideea de a dezvolta un serviciu de livrare la domiciliu a produselor alimentare a venit pentru că în Roman trăiesc mulți bătrâni singuri care nu se pot deplasa, ori care se deplasează foarte greu, iar în aceste condiții pentru ei aprovizionarea cu alimente este de multe ori dificilă. Sistemul se va desfășura în felul următor. Se va da o comandă telefonică la șefa magazinului. Această comandă va fi luată în calcul. Livrările vor fi de două ori pe săptămână, marți și luni și joi, întrucât nu cred că o să fie mai mari nevoi pentru așa ceva. Și plata se va face la livrarea mărfii. Pentru ca serviciul de livrare la domiciliu să funcționeze normal, CRP Roman s-a dotat cu un mijloc de transport și a delegat o persoană care se va ocupa de acest lucru. Mașina avem și personal ne facem de disponibil, adică un salariat al CRE-ului o să primească și această misiune de îndeplinirea acestei activități. Numărul de telefon la care se vor putea face comenzi va fi făcut public săptămâna viitoare, odată cu începerea activității de livrare la domiciliu.